1. Cronici 15. David și-a construit case în cetatea lui David, a pregătit un loc pentru chivotul lui Dumnezeu și a întins un cort pentru el. Apoi, David a zis: Nimeni să nu poarte chivotul lui Dumnezeu, în afară de leviți căci pe ei i-a ales Domnul ca să ducă chivotul Domnului și să-i slujească pe vecie. David a strâns tot Israelul la Ierusalim ca să aducă chivotul Domnului în locul pe care îl pregătise. David i-a strâns și pe urmașii lui Aaron și pe leviți. Dintre chehatiți, conducătorul Uriel și rudele sale, 120. Dintre merariți, conducătorul Asaia și rudele sale, 220. Dintre gherșoniți, conducătorul Ioel și rudele sale, 130. Dintre urmașii lui Elițafan, conducătorul Șemaia și rudele sale, 200. Dintre urmașii lui Hebron, conducătorul Eliel și rudele sale, 80. Dintre urmașii lui Uziel, conducătorul Aminadab și rudele sale, 112. David i-a chemat pe preoții Zadok și Abiatar, pe leviții Uriel, Asaia, Ioel, Shemaya, Eliel și Aminadab și le-a zis, Voi sunteți căpeteniile familiilor leviților. Sfințiți-vă, voi și rudele voastre, ca să aduceți chivotul Domnului, Dumnezeul lui Israel, în locul pe care l-am pregătit prima dată când voi nu ați fost prezenți, Domnul a izbucnit în mijlocul nostru, fiindcă nu l-am căutat după rânduială. Preoții și leviții s-au sfințit ca să aducă chivotul Domnului, Dumnezeul lui Israel. Leviții au purtat chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu ajutorul drugilor, așa cum a poruncit Moise după cuvântul Domnului. David le zisese conducătorilor leviților să numească dintre rudele lor cântăreți la instrumente muzicale, la harfe, la lire și la chimvale, care să cânte cu putere și plini de bucurie. Leviții i-au numit pe Heman fiul lui Ioel, Asaf fiul lui Berechia, rudă cu el, și Etan fiul lui Cushaya, Merarit, rudă de al lor. Împreună cu ei mai erau rudele lor de rang secundar Zaharia, Yaziel, Shemiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, masea. Matitia, Elifelehu, Micnea și portarii Obed Edom și Eiel. Cântăreții Heman, Asaf și Etan erau puși să cânte la chimvale de bronz. Zaharia, Aziel, Shemiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maasea și Benaia cântau la harfă în Alamot. Matitia, Elifelehu, Micnea, Obed-Edom, ei el și Azazia cântau la liră în șeminit, ca să sune tare. Kenania, conducătorul leviților cântăreți, dirija cântarea pentru că era priceput. Berechia și Elcana erau portari unde era chivotul preoții Shebania, Ioșafat, Netanel, Amasai, Zaharia, Benaia și Eliezer sunau din trâmbițe înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed Edom, împreună cu Jehia erau, de asemenea, portari unde era chivotul. Astfel, David, cei din sfatul bătrânilor lui Israel și căpeteniile miilor au plecat să aducă chivotul legământului cu Domnul din casa lui Obed Edom, în mijlocul bucuriei. Pentru că Dumnezeu i-a ajutat pe leviții care purtau chivotul legământului cu Domnul, aceștia au jertvit șapte boi și șapte berbeci. David era îmbrăcat cu o mantie de insubțire, cum de altfel erau și toți leviții care purtau chivotul, cântăreții și Kenania, conducătorul cântăreților. David mai avea pe el și un efod de in. Tot Israelul a adus chivotul legământului cu Domnul în mijlocul strigătelor și al sunetului de corn, al trâmbițelor și al chimvalelor, al cântecelor la harfe și lire. În timp ce chivotul legământului cu domnul intra în cetatea lui David, Mihal, fiica lui Saul, se uita pe fereastră. Când l-a văzut pe regele David dansând și veselindu-se, l-a disprețuit în inima ei.